Da, salutare, ca și bine ați venit la un nou episod. De data asta am revenit cu un episod de urgență pe Throne and Liberty. Și după cum vedeți, mi-am schimbat skill-urile, deoarece am văzut o mică schemă și am vrut de foarte mult timp să o schimb. Mi-am făcut dagger cu crossbow, cea mai bună combinație făcută vreodată. Am stat și m-am uitat și în dungeon și efectiv dă niște hituri de n-ai nicio treabă. Astea sunt skillurile. Deocamdată am văzut că de la 2070 mi-a scăzut la 1974. Nu știu de ce, o să mai combin eu cu skillurile una alta. O să mă mai uit așa un pic pe internet și mi-am dat Great Sword-ul ca să fac crossbow de level 6, da? Ok. Și hai să mai dăm aici un pic la un plus așa rapid. În fine, acum nu mai avem. Ba, aș putea să fac pe ăsta level maxim. Am schimbat caracterul în femeie pentru că observ că n-ar fi un pic mai ok, părerea mea. Și da, le-am făcut pasta. Bine, le las și pasta ca să mai fac încă un pic. Am 1994, deci mi-am pus garda, nu mi-am pus femeia. Bun, unde am vrut să vă arăt eu skill-uri, ok, deci deocamdată cam așa arată, poate nu-i bine, în fine, o să mă uit aici la crossbow la fel, poate nu cred că o să fie chiar ok, dar vedem deocamdată. Hai să vă fac un test, mergem la de level 50 și începem să facem niște teste. Un exemplu, o să vedeți acum o mare diferență, uitați ce folosesc eu acum. Și uitați-vă numai la HP, deci e super super bine. Stai să mai luăm câteva, dacă tot suntem pe aici, să ne jucăm un pic așa cu ei, pentru că găsesc treaba asta un pic mai bine. Ok, hai să facem cu următor. Uitați-vă aici, uitați-vă cât HP am consumat deja de când, da, adevărul că și cu HP-ul meu e un pic cam ciudat, dar da. Și la cu vârtejul stă tot timpul deschis, deci n-ai nicio treabă așa foarte multă cu el. M-am zis să mă mai uit pentru că înainte am ajuns și până la 2000 și ceva și acum cu plusul ăsta e un pic cam ciudat, știi, dar crede-mă, în dungeon n-ai nicio treabă cu el, deci e ceva super super. O să farmez, din câte am înțeles și am și văzut la PvP super bun, nu știu de ce înainte n-am făcut treaba asta, pentru că de foarte, foarte multe ori m-am gândit cum a fost și pe Mir4 la fel, m-am gândit, zic, măi, oare asta cum ar fi, știi? Zic, păi e posibil să fie de ajutor neapărat cu dagger-ul și cu crossbow-ul, să nu fie Great Sword-ul. O fă bine pe rezistență, nu pot să zic nu, dar și acolo am murit așa în pustie, știi? Uitați-vă cum îi scade HP-ul și așa pot să fac, să dau hit la mai multe persoane și atunci știu că nu am nicio treabă, știi? Deci, chiar dacă nu aveți un exemplu sau aveți alte caracteri, puteți să vă schimbați liniștiți, fără nicio problemă. Și vă sugerez eu că chiar nu o să aveți, adică o să fie chiar o joacă de copil cum ar fi, știi? Și se și merită, adică la farm, la un alta, credeți-mă că e perfect. No. Asta e episodul pe care l-am făcut acum așa rapid la nici n-am mai așteptat, adică am zis că gata, vin acasă și îi dăm rapid așa un pic în forță. Că ia că avem aici event. Avem event, fii atent. Dar pot să-l bat pe ăsta sau? Nu, ăștia de level 50. Dar e eventul iară sau ce s-a întâmplat aici? Nu s-a terminat, da, nu s-a terminat, mă. Nu, în fine. Am mai văzut un site în care putem să facem și pe ăla cu gigantrice, pe unde pot să sar și pe astea. Deci e super bine. Numai cum am zis, o stau și o să mă mai uit, dacă în caz că mai aflu ceva mai nou, vă spun și vouă, fără nicio
asta, dacă chiar sunteți noi încă deocamdată și vreți să vă faceți un caracter, vă recomand caracterul ăsta. Și ce am mai vrut să vă mai arăt, s-ar putea să vă recomand și Grid Sword, dar cu Sword. Deci, să nu vă faceți alte combinații. Grid Sword, Sword, Dagger, Crossbow, Wand, Staff. Și cam asta sunt. Și poți, nu știu, la Longbow, una din, cred că preferințe ar putea fi, știi? Și așa știi că nu mai ai nicio treabă. Nu te mai tot complici și de astea, pentru că odată ce te complici e poți acolo, mașină de ucis efectiv e cu caracterul. Bine, și așa de level 15, adică am văzut prea multe recomandări și la mine cu setul pe care l-am și accesoriile și un alta, deja mi-a fost super ok, știi? Și am zis, zic, mai neapărat. Credeți-mă că acum cum lucrez schimbul de noapte, mă trezesc, bine, dacă sunt liber, în exemplu, mă trezesc pe undeva pe la 2, mă bag rapid așa pe joc până la 4-5, după aia mă culc un pic și că na, cam asta efectul la schimbul de noapte, să zicem, și na. Puteți să-l faceți atunci mai liniște, dar nu faceți ca mine niciodată, deci asta e. Eu le fac pentru că, na, e mai așa cum mă știi. Hai să merg la busul ăsta așa rapid. Să mai merită să mai faci ceva? Nimic. Nimic. Opa, văd că dă cu electricitate mai mult. Da, e bine. E bine, am făcut și la dungeon, mi-a restat foarte puțin, adică mi-a restat, a fost ceva ok. Ce Dumnezeu îmi dai codere, înseamnă că e ceva Evan, dude, sau gigantrice. Am la 11 urmează, nu știu, au făcut ei ceva pe aici și au început iar cu prostiile astea. Apropo, din imediat o să urmeze niște update-uri, din cât am înțeles endgame. Nu o să fie endgame-ul jocului, din cât am înțeles o să fie endgame-ul la PvP. O să vor bate, cred că, guildele cele mai mari, cele mai bune. Și, nu știu, o să fie un pic, după aia o să fie un pic cam diferit. O să putem să ne alegem în dungeon, un exemplu aici, să mergem să dăm de un item, să ne putem de acum alege ce item dorim să luăm. Deci o să fie un pic mai diferit, dar vă dați seama că abia aștept efectiv să văd, știi, cum va fi. Deci, apropo, dimineața tot la fel am zis că am participat tot așa la un mic event și am zis la un moment dat, mai hai să farmez un pic, eram pe undeva pe undeva aici la Mana Steel și băieții mei ce au făcut conflict. Peste tot sunt conflicte acum, sau ce s-a întâmplat? Ah, nu. Ai văzut, mă, de ce pe asta, că s-au bătut, eram foarte buni prin zonele astea. Da, nu m-am dat seama. Ok, hai să vedem ce putem să punem aici. Ăsta, punem ăsta levit, deci uite-te, cam asta vreau să le iau, știi? Să le fac set full și atunci să am un set full cum ar fi și să știu că nu mai am nicio treabă. Și nu știu, mă scuzați dacă se aude de două ori pe TikTok, adică n-am nicio idee, sincer, ce se aude chiar așa, sincer, n-am... Bă, dar ce Dumnezeu ai, mă, de aia mi-a așa în lagul ăsta, ferească Dumnezeu. Balanced. Quality Ultra Performance. Așa. Quality, aud, mami, totul pe low, ești nebun. Use controlling, totul pe low. Așa. Lasă-mă, dude, ești prost la cap. M-am apăsat pe ăla și acum e acumva, deci... Bine, asta e cea mai bună zonă de farma, deci dacă vreți să veniți, cred că v-am mai prezentat-o eu. E cea mai bună zonă de farmaci și cred că nu mai aveți nicio treabă după ce veniți pe aici. Aștia sunt pantaloni de aia de Wizard, cred că nu aș avea nevoie de ei, că nu mă prea interesează.
Oricum jocul nu, revenind la setări, jocul nu duce chiar așa wow, în fine, vedem, poate pe viitor, asta e. Da, și pot să mă și retrag din, asta, din match and fight, știi? Deci super. Un pic trebuie să și revină din câte o văd, așa nu prea. 160, deci cum am zis, o să mă mai uit un pic la skill-uri, că ceva n-am făcut eu, poate m-am grăbit. Ce se întâmplă cu asta, mă? De ce dă așa? LOL. Prima dată când mi se întâmplă, în fine. No, dar oricum, ținta aia mă, e chiar bună. Uite-te aici câte chestii îmi dă acum, după ce încep să omor așa repede. Opa, hai că era să mă deduc. Quality Natural Essence. Nu, scuze, trebuie să am un pic de treabă și trebuie să plec până undeva și aștept niște mesaje în alta. Și apoi asta e, m-am mai băgat niște bani ca să pot să iau crossbow-ul, desigur, că l-am cumpărat de pe market, că na, asta e. Și așa cu Great Sword-ul de level 6 pe care l-am avut, zic, măi, asta e, știi? Ce Dumnezeu are, mă? Dar nici nu-mi dă hit, știi? Nici nu-mi dă hit. Lagul, e ceva cu lagul acum. Se pregătesc băieții de marele evente, îți dai seama că am toată lumea să baje bani, să câștige, să fie cu pe plus, să n-aibă nicio treabă, știi? O să fie un pic cam, cum am zis, cu tot vino, pentru că o să fie lag destul de mare, nu știu dacă o să fie live toată treaba asta. E posibil să trebuiască să fie live și nu știu dacă o să facem, față, dar o să fie un pic cam... Bă, dar unde mă duc cu aia? Am venit că mă duc jos și asta e, lol. Am înțeles, uite-te aici că m-am blocat. În loc să mă duc pe drumul care trebuie, ia-mă acolo am de la. Ia-l aici. Hai că v-aș lua pe mai mult, nu-i bai, că... Cu atât... costă mai bine pentru mine. Treasure Gold. Goblin. Ce caută Goblin aici? Treasure Goblin? Uite-te ce faci pe are, nebun? Bă. Da, mă, unde mi-e? Și am dat și buff-uri. Bă, dar dă-mă pe el.
LOL, nu m-am bloc. A, poate la ce mă merg, mă, na, uite-te aici. Nu mă, îmi dau mâncarea, sunt proasta. Nicleu ăștia. Abis 5, uite-te aici ce-am prins, ești bine? Nice. Battle Pass oricum nu, nu mai merită. Ia vezi World-ul de asta. De asta povesteam. Ce-am făcut 5 și ceva aici. No, ok, let's go in. Da, să ne mai distrăm un pic. Nu uitați-vă aici. Doi mai rămas din cât o fost. Unu. Mamă. E bombă. Bombelor. Bombelor. Ești nebun că e combinația asta pe care o am. E, e perfect, man. E perfect, perfect, perfect. Bun, guys. Cam asta a fost episodul. Mă duc acasă, că stai, că facem, facem mai multe. Mă duc aici că nu, aici pentru mine deja. Ia, opa. Ce face, mă refer, nu, aici deja pentru mine. Glumez, mă, unde este orange-ul? Să vedem să ne mai băgăm prostiile alea pe care le avem, lol. Că tot strâng tot felul. Uite de aici. Ok. Bun. Nu mă, nu, mâncarea. Unde e mâncarea? Aici, mă. Hort, o inimă, alea, alea. Leuștean, noni. Opa. Mă, ca să am nevoie de craftat. Mă, te bag eu la atate nebunel. Tomate, ale, ale. Bun, mă las aici cu oricum. Nu mă nici de nojază dacă îi. Ok, let's go. Hai să mai să deschidem. Ce am pe aici? Acum mă l-am pe celălalt. Ok, unde-i? Dimensional, ok. Aole. Ești, na. Nu e bine. Da, asta nu e bine. Bun. Trebuie să le dau una după alta. Numai așa. Păi, nebun. Ce am de 10? Carex. Nici la una n-am ajuns la 100, dar în fine. La câte avem pe acolo. Acum nu mai pot să mă ia le pare, mâncoaie. LOL. Mamă cum arată cu cineva, cu un cunoscut. Hai să ne băgăm asta, mamă, 125 acolo. Oricum nu mai ajunge pentru PTP subitor.
Și hai să vedem ce mai avem și avea nevoie. Deci, necklace-ul, ceea ce nu cred că aș putea să... Da, mersi, da, nu. Numai unul? Da, numai unul aș putea. Băga, mi-aș... Ce mă, că toate la toate sale, nu pot să pie cu altceva, cu nimic, e numai carte de aia. Na, în fine. Treptal Lockstone. Ok. L-am făcut și pe ăsta, dar ceea ce nu cred că mă ajută, că nu cred că niciuna nu pot să le fără ăla. Necklace, ia să vedem aici. Armor, accesorii. No. Hai să vedem la necklace ce preț are. Hai că 5.000, prea exagerează ăștia, mă, ești nebun. Mă, unde de aici te comie și ceva, bă, ești disperat, 200. Am înțeles prea. Ăsta cel mai, fii atât, 204. 135, 258. Ia să vedem. Tăteți peste 200. Ui, ui. Da, tăteți peste 200. Și n-aș avea nimic ce să... Fiate cu clamul după ăsta, că n-am mai... Doamne, nu pot să cred așa ceva. 125. Do you have enough materials? Reset. Și exagerează, uite-te aici. Deci pentru head e 3.000. Haide mă, lasă-mă în pace. Deci 13.000, asta ar însemna să ne calculăm așa un pic. 13.000, 300 de euro. Aia că dai 300 de euro. Du-te mă, spânzură-te, ești nebun. Dar oricum și pe aici mai există player de aia mai toxic și mai... Are nu prea o treabă cu jocul, știi? Bun, aici cred că îmi trebuie bocanci. Pantaloni. Legs. Pantaloni. Da, vezi aici, nici aici e prețios. Ce-ar putea asta să le iau, dar... Da, prețios. Să arate cumva, ăsta e... Că de rest o am, da. Hai să vedem acum. Ia. Pantalon, ia. Hai că da. Hai că da. Ia asta 97. 98, 100. Lol, ești nebun la cap. 97, bro. Am umplut pantalon de aia, asta e. Ok, perfect. Cum ar fi fost să-ți dai fail la treaba asta? Cred că meream direct și ziceam, no, pa frate, ne mai auzim, te pup, ești rămân. Minus 40, hai să-mi craftez, oh, dar ce puțin am. Atât am bani pe care, băgați ai picioarele, gata, nu m-am bani. No, hai mă, că am mai făcut ceva acum. Trebuie să mă duc la dungeon neapărat. Da, în fine. Trebuie să plec la manci la dungeon. Bine mă, hai, am mai făcut oricum, am numai unul la 10 și atâta tot. Așa că ne auzim pe data viitoare și v-am pupat, pa, pa.